Pentru a proteja sănătatea gălățenilor, dar și pentru a combate evaziunea fiscală, inspectorii sanitari și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au luat la purica toate magazinele din piața situată în cartierul Micro 17. În total au fost verificate 15 societăți comerciale și 19 persoane fizice. Cum se pare inițiativa? E normal ca statul să verifice acest lucru? E foarte normal și ar fi, după mine, așa că mă pricep, măcar la săptămână să treacă câte unul, să-i tremure aleacă. A mai fost și așa, da. A mai fost și carne din asta mai... Aspățită? Sigur că da. Da. Carne de porc am luat și când am ajuns acasă, n-am avut ce să mai fac. Și ce ați făcut? Nu v-ați întors? Păi ce? Nu m-am mai întors, când mă recunoștea. Dar bon v-a dat atunci? Nimic. În 7 situații au fost aplicate sancțiuni contravenționale, 5 dintre ele fiind pentru încălcarea legii privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Valoarea amenzilor este de 7.000 de lei, iar un agent economic s-a ales cu dosar penal. De asemenea, a fost confiscată și o cantitate de 495 de litri de alcool în valoare de 4.425 de lei. Au fost însă și agenți comerciali care nu s-au speriat de vizita oamenilor legii. Acțiunea de astăzi a polițiștilor gălățeni a urmărit prevenirea evaziunii fiscale, precum și verificarea respectării prevederilor legale privind comercializarea produselor agroalimentare. Activitățile desfășurate se înscriu în planul de acțiuni la nivel național pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, premergător sărbătorilor de Paști cu preponderență a celor de evaziune fiscală.